Ziua Limbii Române este sărbătorită pe 31 august, fiind instituită prin legea 53 din 2013. Prorectorul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, Mircea Diaconu, susține că limba română este un patrimoniu esențial prin care ne definim, iar fără limbă nu existăm. Mircea A. Diaconu, prorector al Universității Ștefan cel Mare din Suceava. Ce să vă spun? Probabil că e o decizie aceasta de a stabili o zi a limbii române, care are legătură cu un fenomen extrem de periculos și care nu e numai de natură politică. Nu știu dacă lumea știe, dar conform unor statistici ONU, la 2 săptămâni o limbă de pe planeta asta dispare. Și din cele 6.000 de limbi cu anumită importanță de pe planetă, 43% sunt în pericol să dispară. Poate că la fel de puțină lume știe că, de fapt, limba română se află prin câteva din componentele esențiale în pericolul de a dispărea. Noi, de fapt, nu vorbim română. Noi vorbim un dialect care este daco-română, iar alte 3 dialecte importante ale limbii române, megleno-română, istro-română și a-română sau macedo-română, sunt pe cale de dispariție. Iar când dispare o limbă, evident, dispare o lume, o cultură. Dispare un lucru esențial de pe planeta asta și dispare definitiv, evident. Așadar, limba română face parte din patrimoniul acesta, pe un cuvânt mare poate așa ar putea să pară unora, imaterial, e un patrimoniu esențial prin care ne definim. De fapt, fără limbă nu existăm. Nu existăm ca neam, nu existăm ca identitate, nu avem identitate. Asta e o primă chestiune pe care voiam să o aduc în discuție. Așadar, dacă există o zi a limbii române, acest lucru ar trebui să ne impună să fim atenți cu ceea ce facem cu această limbă, pentru că vei face un pas ceva mai departe, anume foarte mulți se declară, ne declarăm patrioți, etc., iubim țara asta și vorbim tot mai prost românește. Degeaba avem o zi a limbii române dacă, e clar, o vorbim și o scriem atât de prost. Aici nu vorbesc de omul simplu. Putem să ne uităm pe tot felul de comentarii de pe Facebook, pe tot felul de platforme și vedem efectiv că se scrie prost românește. Eu vorbesc chiar despre o clasă educată. Pentru că aici profit de acest lucru ca să invoc câteva situații în care pare că lucrurile au scăpat cu totul de sub control, în care se petrec niște erori de vorbire foarte grave. Sigur, o să fac o paranteză. Nu o să spun acești oameni care fac greșeli ceea ce specialiștii știu, că limba e un fenomen în mișcare, că există un uz, că uzul acesta înseamnă o abatere de la normă și că normele, ele însele, sunt în continuă schimbare. Totuși, datoria noastră este să ne raportăm la norme, cu atât mai mult cu cât mulți dintre cei care fac aceste erori sunt intelectuali, adică trăiesc din idei, din ideile pe care cărora li se dedică și pe care le generează. Care sunt aceste erori? Păi auzim deseori, cred că chestia nici nu mai poate fi corectată, ciubotariu, olariu, croitoriu, prunariu am auzit. Aici în Bucovina, unde sunt două figuri marcante importante încă, Traian Chelariu și Leca Morariu, am auzit de curând pronunțându-se Leca Morariu și Traian Chelariu. Nu mai vorbesc de faptul că Leca Morariu chiar era lingvist și era atât de atent la detaliile astea, cum să spunem așa ceva. Este o aberație.
care, prin influența televiziunii și altor mijloace de astea de comunicare, s-a impus la modul parcă definitiv. O altă chestiune, toată lumea a început să spună ca și, eu ca și profesor. Cum? Nu sunt profesor. Cum? Sunt ca și profesor? Dacă zic că sunt ca și profesor, înseamnă că nu sunt profesor, că mă dau drept profesor, că pot fi privit ca profesor. Deci toată lumea zice ca și. Și le-aș sugera să asculte o melodie a formației Taxi, care se numește chiar așa, ca și. E foarte interesantă, nu? Și poate că dacă ar fi transmisă măcar la câteva zile de un post de radio, ar mai atrage atenția asupra lumii că e o formulare care nu are nicio legătură cu limba română. Ca să nu mai spunem, deși mai puțin în Moldova, dar se întâmplă și în Moldova, nu am ce să spună decât. Nu doar, ci decât. Decât, fără negație dublă. Eu nu vreau decât să cumpăr cirește, nu decât, vreau să cumpăr decât cirește. Deci, în legătură cu asta este și o mică glumiță, nu știu dacă îmi permiteți. Cineva se duce la restaurant și spune vreau o vodcă. Și el nu îl întreabă decât. Iar clientul spune decât vodcă. Nu? Ok, deci asta se întâmplă cu problemele grave, foarte grave în mediul public, prin lumea intelectuală, printre cei care chiar spun că iubesc limba română, adică au pătruns atât de puternic în miezul limbii române, încât firește limba română strigă după ajutor. Se pare că nu mai poate nimeni ajuta. Altfel, ce aș dori să vă mai spun, dacă nu sunt deja excesiv, aș invoca aici o afirmație a lui Eminescu, pe care lumea nu știe. Extrem de importantă. Eminescu spune, nu noi suntem stăpânii limbii, ci limba e stăpâna noastră. Altfel spus, limba gândește în locul nostru. Limba este, are un potențial uriaș, infinit, pe care noi îl actualizăm în vorbire, în forme mai mult sau mai puțin creative. Evident că în sensul ăsta, cel mai creativ sunt artiștii, prozatorii, mai ales poeții, să spunem sincer, pentru că prin să zicem punerea limbii în situații limită, de constrângeri diferite, în situația de a fi foarte condensată, limbajul poetic este un limbaj creator, a care nu creează limbă de fapt, care pune limba în situațiile de a-și arăta potențialitatea, virtualitatea. În legătură cu un poet mare care se joacă mult la nivelul ăsta al cuvintelor, Șerban Foarță, cineva chiar spunea, în cazul ăsta avem un poet care pune limba în situația de a genera emoții, stări, lume. Și în contextul acesta aș mai propune ca emblematice cuvintele unui poet contemporan, Radu Vancu, care cred că chiar astăzi spunea într-un anumit context, oricât de inferior suntem noi proprii noastre limbi, poezia este aceea care, în continuare, nu citesc mai exact, ne ajută să ne salvăm. Așadar, noi suntem evident inferior proprii noastre limbi, pentru că limba este un fenomen pe care ar trebui să-l slujim, care ne dă posibilitatea să fim ceea ce suntem. Și aici revin la ceea ce am spus. Nu e vorba doar de faptul că e un patrimoniu și că limba ne dă identitate. Putem privi lucrurile chiar individual și să spunem că, în fapt, limba este, poate, după om, cea mai mare creație a lui Dumnezeu. Nu? Fără limbă n-am fi existat. Comunicare esențială. Pledez însă, pentru că tot e astăzi ziua limbii române, pentru
cum să spun, utilizare, folosire îngrijită și corectă a limbii.